În direct pe celălalt telefon e chiar domnul Gigi Becali, despre care discutăm de vreo două ore. Bună seara, domnul Becali. Bună seara. Vă ascult. Domnul Goia, de ce am intervenit? Vă rog. Pentru că am tot râs până acum, am leșinat de râs când am văzut circul ăsta. Da. Bineînțeles, excluzând timpii când a vorbit domnul Păunescu și domnul Vochin. Și foarte bine a făcut că l-a spus pe domnul Păunescu lângă domnul Vochin, ca să fie acolo, adică să fie totuși doi oameni cumpătați și că nu putea să-l puneți pe domnul Păunescu acolo lângă trei vagabonți. Nu, haideți, vă rog din suflet, că vă rog. Cred eu că vă dați seama la ce am spus eu, vagabonți, probabil i-am alintat, pentru că la cum au vorbit ei despre mine, vă dați seama, am și râs. Pentru că ei trebuie să gândească acești oameni, îi întreb eu, acești oameni trei care, iertați acum, să se gândească cine or fi ei peste 10-20 de ani, probabil unul, probabil pe vreun șanț bețiv acolo aruncat în zențe, ălaltul probabil nu știu ce. Doamne, puteți opri paranoicul ăsta din discuție? Domnul Becali, să nu ajungi dumneavoastră într-un șanț bețiv sau o problemă. Lasă-l să vorbească. Noi am vorbit, nu lasă-l să vorbească. Da, lasă. Da. Lasă-l să zice, are de asta este paranoia, asta e megalomania. Să crezi că cel care nu are banii tăi, obligatoriu ajunge într-un șanț. Lasă-l să termine, noi am vorbit, lasă-l să vorbească. Domnul Becali, i-a spus lui, domnul Becali, i-a spus lui Grigore Cartianu că nu știe să vorbească. După părerea mea... Domnul, băi, boschetamle cu tine, nu vorbesc. Ce ai zis? Ai spus așa? În viața mea n-am spus niciodată Mi-a spus la telefon așa, te rog să recunoști. În viața mea aceste cuvinte, Este clar, acum, stimați telespectatori, vă dau cuvântul meu de onoare. Mă jur la biserică. Mi l-ai spus în 98. Domnule, ce rugăminte am? Am dat telefon să vorbesc cu domnul Păunescu. Păi stai puțin că vorbești toată ziua despre biserică și dezbraci de sensuri cuvintele. Ești un ucigaș de cuvinte care vorbești în slujba crucii și a neamului românesc. Depersonalizezi aceste cuvinte pentru care au murit oameni. Pentru cruce și neamul românesc au murit oameni. Și vii tu să le dezbraci de sensuri. Păi nu, râzi că n-ai argumente. De-aia râzi. Tu ești chiar băut înainte de emisiune. Auzi, bă, să spun ceva. Din băutura poate te mai trezești, dar din prostie, ticăloșie și hoție niciodată. Și dacă beau o sticlă de vin la două, trei seri cu prietenii mei, nu mă duc ca tine să strig nunta ludică, nu mă duc să distrug un revelion în Poiana Brașov. Îmi văd de treaba mea. Nu mai vorbi tu despre beție. Pentru că ai și zis că nu poți să bei mai mult de un pahar de vin. Că nu poți. Chiar așa jignești cu toată lumea. Gata. Ai argumente? Da, așa mi-ai zis. Îți stai tâta, mătii. Așa mi-ai zis. Așa îți fie rucine. Că ai și tu o mamă. Și ți-am spus, bă, înjură-mă pe mine de mamă cât vrei, dar lasă-o pe mama în pace. Să-ți fie rușine, analfabetule. Vorbești despre religie, vrei să ajungi tu la teologie. Păi până să ajungi la teologie, ia-o cu limba română, că ești analfabet. Încep cu ciocoii vechi și noi. Vezi că sunt personaje mai complexe decât ciocoii vechi și noi. Să-ți fie rușine. Boschetarule, zi-mă-ți-mă care te înveți până la mine, zi! Zi! Gata, Răzvane! Cum adică și crește pe toată lumea? Ați zis cât am citit eu? Gata! Nu că nu! Gata! Domnul Gorea, gata! Uite! Domnul Banchis! Băi Banchis, gata, am făcut pace! Gata, i-am trecut! Vine mâine Fane să mă bată? Nu, scuză-mă, te rog frumos! Și eu te rog să mă scuz, dar tu ai început! Nu, Banchi, scuză-mă, tată, scuză-mă. Și eu te rog să mă scuz, dar tu ai început. O să vedem, timpul va hotărâ. Mulțumesc pentru intervenție, domnul Becali. Îi salut și pe cei trei buschetari. Vă salut. Da, stai, domnul Becali. Da, hai, domnul Becali. Alo? Da. M-auziți? Da. Dă-mi în timp. Auzi, dacă suntem boschetari, mai dai 100.000 de euro să te învățăm engleza? Ha, să-ți dau prima lecție azi. E bă, gratis. I am clever, you are stupid. Somnușor, Gigi, vorbește cu amărăștenii, cu sinistrații. Galeria, ai pierdut-o. Să ai cine te mai votează, pa! Hai, somnușor! Gata, hai, pa! Ziceți, domnule! Ignorantule, sectantule, obscurantistule, vezi, cuvintele sunt la mine. Pune-i pe atârnătorii de la palat să te mai învețe. Boschetarule, hai să... Mai ai altul, un plus! Da, domnul Păunescu, haideți să aveți cuvânt. Dacă nu mă lasă... Alcoolistule, mai știu și că un alcoolistule, gata, bine, hai. Eu îi spun o chestie. Vă rog, domnul Păunescu. Omule,